ziua! O să începem ședința pe comisie. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Moinești pe anul 2019. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu spun, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă aveți neclarități, întrebări pe marginea materialului, dacă nu, vă rog să supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local Moinești numărul 73 din 19 mai 2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare termică imobile, școala George Enescu, municipiul Moinești, faza Dali și a indicatorilor tehnico-economici. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări, neclarități. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține și ceva? Spuneți acum cu vă, citați-mă un pic. Poftiți. Avem o adresă astăzi de la ADR, da? Da, avem niște clarificări legate de acest proiect și atunci am avea rugămintea să scoatem pe ordinea de zi, urmând ca momentul când vom primi avizul să... E posibil să existe mici variații de... Am înțeles. Atunci va fi retras. La propunerea doamnei, retragem de pe ordinea de zi. Da. 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 167 din 8 noiembrie 2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, consolidare, reabilitare, modernizare și dotare cu echipamente didactice și echipamente IT a Școlii Generale Ștefan Lucian cu clasele 1-8 Moinești și a indicatorilor tehnico-economice. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări, neclarități. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat unanimitate. Comisia economică, dacă aveți neclarități, întrebări pe marginea materialului prezentat. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii imobilului clădire Corp A, S plus P plus 4E plus M și Corp F, D plus P plus 1E și a terenului aferent, situat în strada Tudor Vladimirescu numărul 151B, municipiul Moinești, județul Bacău, din domeniul privat al municipiului Moinești și administrarea Consiliului Local Moinești, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății, Institutului Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie, în vederea înfăptuirii unui sanatoriu balnear. De ce am revenit cu acest proiect pe ordinea de zi? Pentru că la ședința trecută am aprobat doar aviz de principiu pentru predarea din domeniul privat al municipiului Moinești și în domeniul public al statului. După depunerea tuturor documentelor la Ministerul Sănătății, am primit răspuns că vor o hotărâre de Consiliu prin care să-l predăm Ministerului Sănătății, nu doar un aviz de principiu. Am venit în fața dumneavoastră cu un nou proiect de hotărâre, se aprobă celălaltul. Am terminat și expertiza tehnică, ieri a predat-o arhitectul de la Bacău. Urmează să revenim la Ministerul Sănătății pentru depunerea documentelor. Mulțumim mult. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Votat. Comisia economică, dacă sunt întrebări, neclarități, dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc.
6. Proiect de hotărâre pentru atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Măinești a suprafețelor de teren situate în strada Vasile Alexandrii, municipiul Măinești, județul Bacău. Comisia de urbanism. Pentru că avem strategia de dezvoltare locală aprobată în ceea ce privește dezvoltarea zonelor urbane defavorizate, apar acum ghidurile pentru scrierea cererilor de finanțare pentru aceste blocuri, strada Ștefan Lucian, dezbenzinare, apă, canalizare, asfalt, cele 30 de case care intenționăm să le construim acolo în Căliman, câteva locuri de joacă în oraș, câteva cursuri pentru calificarea persoanelor care fac parte în această categorie. Urmează să depunem cereri de finanțare, odată cu apariția ghidurilor, până atunci trebuie să facem atestarea și la aceste terenuri și la blocurile E1 și E2. Mulțumesc! Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc! Comisia juridică, discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc! Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă aveți neclarități, întrebări, dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 7. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru scoaterea temporară din circuitul agricol a unor suprafețe de teren situate în extravilanul municipiului Măinești. Comisia de urbanism, dacă aveți neclarități, întrebări. Dacă nu, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă aveți întrebări sau neclarități pe marginea materialului prezentat în anexa proiectului. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii unei suprafețe de teren situată în extravilanul municipiului Măinești, în favoarea SCOMV Petrom S.A., în vederea realizării proiectului conducte de la MP Aneur, 500, 839 și 804 Măinești, parcul 807 Măinești. Comisia de urbanism, dacă aveți neclarități, domnul consilier nu participă, domnul Vascan. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc. Deci domnul consilier Vascan nu participă. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc, votat. Comisia economică, dacă sunt neclarități, întrebări. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local, numărul 73 din 17.04.2019, privind aprobarea obligațiilor care revin persoanelor fizice și juridice pentru respectarea ordinii publice și o bună gospodărire a municipiului Măinești. Comisia de urbanism, întrebări pe... Am venit cu câteva completări aici pentru că am aprobat această hotărâre în aprilie. Și am constatat că în continuare sunt persoane care nu vor să aibă un municipiu curat, nu vor să participe la ceea ce înseamnă depozitarea deșeurilor acolo unde le este locul. Am surprins câțiva cetățeni din municipiul Măinești, unii chiar cu mașină de 20 de tone de gunoi, puse lângă pubelă pe strada Nicuienea, puse lângă pubelă pe strada Tristan Țara. Consider că aceeași amendă nu este binevenită pentru cel care depune o sacoșă și pentru cel care depune o basculă. De aia s-au făcut câteva modificări la cuantumul contravențiilor. Cred că trebuie să învățați minte să nu mai facă asemenea lucruri. Cel care a depozitat a plătit din 1600 de lei amenda cât era în hotărârea veche, 800, din 1600 a plătit 800 și contravaloarea gunoiului câteva sute de lei. Consider că trebuie să plătească mai mult, să se învețe minte, să spună și la alții că nu e bine ceea ce a făcut și nu e bine să depoziteze gunoiul în altă parte.
Mulțumim mult. Comisia de urbanism, vă rog să supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică. Discuții, întrebări pe marginea proiectului. Aș avea eu o recomandare sau, știu, o intervenție. Bine a spus domnul primar că s-a intervenit pe hotărârea de Consiliul Local aprobată în aprilie. Nu intentăm noi luata acum. Problemele astea sunt de an, persistă de an și an, dar aș recomanda persoanelor care sunt desemnate pentru a duce la îndeplinire aceste proiecte de hotărâri să aibă mai mare atenție și responsabilitate cu ele. Nu vă spun că parcări pe trotuar nu cred că în două luni de zile, pe scoare, pe nu știu ce, dar văd persoane care le știu că sunt în măsură de a lua, care trec cu o pasivitate peste acest aspect, da? Lucrul ăsta. Și în momentul când merge cineva acolo, nu spune că, domnule, primarul m-a trimis sau Consiliul Local. Așa se. Din persoane și ne spun, nu, domnule, Consiliul Local. Dumneavoastră ați hotărât, dumneavoastră ați hotărât, primarul m-a trimis. Nu, este o hotărâre a Consiliului Local și lucrul ăsta. Trebuie. Da. Mai sunt, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, votat în unanimitate. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, nelămuriri, recomandări. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale pentru anul 2019 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare, Bacău. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, propun să votăm proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică. Discuții pe marginea proiectului. S-a mărit această taxă? Nu. Față de anii... Tot 4 de euro. Da. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă aveți întrebări, nelămuriri, dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 11. Proiect de hotărâre privind încetarea acordării ajutorului de urgență pentru domnul Ciobanu Todirel, persoană vârstnică cu handicap. Comisia de urbanism, întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică. Discuții pe marginea proiectului. Ce se întâmplă cu persoana respectivă? Va fi scoasă din centru? Persoana respectivă a părăsit centrul la solicitarea dumneavoastră. Nu s-a adaptat serviciilor de acolo. N-a putut să colaboreze. Și acum, la dispoziția dumneavoastră, a fost pus acel vagon care este la vizărie. Și locuiește acolo împreună cu alte persoane în acea situație. Da, mulțumim. Mai sunt intervenții. Dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în Comisia Economică, dacă mai aveți întrebări, nelămuriri, dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 12. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinației de locuință de serviciu a unui apartament din imobilul situat în strada Tudor Vladimirescu, bloc C2, municipiul Moinești. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat. Comisia economică, dacă aveți întrebări, neclarități pe marginea acestui proiect.
Dacă nu, vă rog să o supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării în anul 2019 a unui sprijin financiar unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică. Discuție pe marginea proiectului. Poftiți, domnul consilier. Și dorit aici să fie și inclusă. Nu a fost altădată și biserica părinței de în fața la domnul Joana. Domnul consilier, ați aprobat un regulament și a fost o sesiune deschisă de depunere a acestor proiecte pentru toate parohiile și tot ce înseamnă culte în municipiul Moinești. Termenul limită a fost cât? 17, da, domnul? 14 iunie. Am dat la cei care au solicitat. Am înțeles. Poate la anul. Preotul e cu foarte compasiv și la... Da, eu îl cunosc pe preotul, dacă n-ai venit. Știți cât cenoreaș... Dar știți cât cenoreaș are biserica de stil vechi la Moinești? Are importanță. Da, da. Foarte mare. Ar putea părintele, cu tot cretenia și respectul, să facă solicitările către toată lumea care are măreaș acolo și cu siguranță și primăria Moinești va fi parte în finanțare. Am înțeles. Îl invit să stea la, să vină la discuții, n-a venit, n-a spus, a fost acesta pus pe site-ul primăriei, anunț în ziar. Am vrut să nu se facă diferență la trebuie. Dar nu s-a făcut. Posibil să fie, să am rezultate. Nu s-a făcut nicio diferență. Poate, poate că n-a fost informat. Dacă nu, la anul. Pentru că anul ăsta s-a încheiat. Mulțumim, domnul consilier. Mai sunt întrebări. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia Economică, dacă mai sunt neclarități, întrebări, discuții pe marginea acestui material. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 35 din 14 februarie 2019 privind aprobarea reorganizării Clubului Sportiv Municipal Moinești. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări, neclarități pe tema proiectului. Dacă nu sunt, propun să votăm proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia Economică. Dacă sunt neclarități, întrebări, nelămuriri. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Moinești, numărul 166, din 24 septembrie 2018, privind aprobarea inventarului centralizat al imobilelor aparținând domeniului privat al municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, dacă aveți neclarități, întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Votat în unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt întrebări, nelămuriri. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Nu. Mulțumesc. 16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului de evaluare în vederea vânzării unui imobil situat în municipiul Moinești, strada Tudor Vladimirescu, județul Bacău. Comisia de Urbanism. Mai întâi, trebuie stabilit și trei consilieri în comisie. Da. De la fiecare parte. O să vă rog să faceți propunere. Liderii. Da, am luat o propunere.
Propun pe domnul Purcaru. O primă propunere. Vă rog. Domnul Mirel. Și domnul Zahari. Da. Propunerile fiind făcute, o să supun la vot în Comisia de Urbanism. Comisia de Urbanism, dacă sunteți de acord cu cele trei propuneri, vă rog. Cine este pentru? Comisia de Urbanism. Comisia de Urbanism, vă rog, votați. Așa, împotrivă, abțineri, mulțumesc. Deci cele trei propuneri au fost validate. Comisia Juridică? Mergem pe aceleași propuneri? Da. Da. Deci domnul Purcaru, domnul Paloșanu și domnul Zaharia. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Comisia Economică, dacă mai sunt și alte propuneri vis-a-vis de membrii Comisiei de Evaluare, dacă nu, vă rog să aprobăm atât Comisia cât și proiectul în sine. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Deci proiectul a fost votat în unanimitate cu Comisia desemnată. Mulțumesc! 16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului de evaluare în vederea vânzării... Am citit 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Moinești, numărul 68, din 12 martie 2019, privind aprobarea asocierii dintre Unitatea Administrativă Teritorială Moinești și Asociația pentru Dezvoltarea Turismului Montpesa, în vederea implementării proiectului Simpozionul Internațional și Expoziția Muzeală Tristan Țara și Cultura Dada, ediția a 8-a. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări, neclarități pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată în unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt neclarități, întrebări, discuții. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. Votată în unanimitate. Ordinea de zi suplimentară. 1. Proiect de hotărâre pentru privind declararea apartenenței la domeniul public al municipiului Moinești, județul Bacău, a unor bunuri imobile de uz și de interes public local. Comisia de Urbanism, dacă aveți neclarități, întrebări pe tema proiectului, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată în unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt întrebări, neclarități, dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 2. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației propuse de Fundația Terre des Hommes, Elveția. Comisia de Urbanism, dacă aveți neclarități, întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Doar cele 20 de calculatoare la cele două școli, 10 la Alexandru Sever, 10 la George Enescu. Cealaltă parte, privind materialele de 20.000 de dolari, au intrat deja și au și fost consumate la parohia Sfântul Gheorghe, la centru de zi, de acolo, de lângă parohie. Da. Mulțumim. Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia Economică, dacă aveți neclarități, întrebări, dacă nu, vă rog să supunem la vot promovarea acestui proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. Ședința pe comisia la sfârșit. Urmează ședința în plen.
ziua, domnilor și domnilor consilieri, stimați invitați. Deschidem lucrările ședinței de plen ale Consiliului Local al Municipiului Moinești, ședința ordinară, convocată prin dispoziția primarului Municipiului Moinești, numărul 472/2019. Această convocare s-a efectuat cu respectarea prevederilor articolului 39 alineatul 1 din legea numărul 215/2001, legea administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare. Vă informez că ședința este legal constituită, fiind prezenți toți cei 19 consilieri validați în funcție. Cu permisiunea dumneavoastră, am să vă supun la vot aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 23.05.2019. Vă informez de asemenea că acest proces verbal a făcut obiectul procedurii de transparență decizională, acesta fiind publicat pe site-ul instituției, dar și afișat la afișierul din incinta instituției noastre. Vă consult dacă există completări sau propuneri pentru completarea acestui proces verbal. Dacă nu există, supun la vot conținutul procesului verbal al ședinței ordinare din data de 23 mai 2019. Cine este pentru? Mulțumesc. Voturi împotriva? Tineri? Nu sunt. Cu unanimitate de voturi a fost aprobat procesul verbal al ședinței ordinare din 23 mai 2019. Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a supune aprobării dumneavoastră ordinea de zi și ordinea de zi suplimentară și ulterior pentru parcurgerea ordinii de zi a ședinței ordinare de astăzi. Mulțumesc! Bună ziua! Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Ordinea de zi suplimentară, spunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Trecem la punctul numărul 2 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Moinești pe anul 2019. Raport Comisia Juridică. Am un amendament aici înainte de a venit peste între timp. Au intrat cei 200.000 de lei de la Petrom, sponsorizare anuală, pentru a realiza acel picnic de în apropierea parcului Osoiu. Știți că am propus ca acești bani anul acesta să fie cheltuiți pentru realizarea unui loc destinat activităților de picnic. Au intrat astăzi, avem confirmarea, de aceea vă rog să aprobați cu acest amendament și să votați și pe comisii aviz pentru amendament. Revenim la comisii întâi. Sunteți de acord, dacă sunteți toți de acord de la comisii. Aveți favorabil amendamentul propus de da. Bun. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Cu amendamentul propus de domnul primar. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru, cu amendamentul propus de domnul. Supunem proiectul la vot cu conținând și amendamentul domnului primar. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul numărul 3, punctul numărul 3 de pe ordinea de zi a fost retras. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local Moinești, numărul 167 din 8.11.2017, privind aprobarea documentației tehnico-economice, consolidare, reabilitare, modernizare și dotare cu echipamente didactice și echipamente IT a Școlii Generale Ștefan Lucian cu clasele 1-8 Moinești și a indicatorilor tehnico-economice. Rog raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Discuții legate de acest... Aș vrea să vă informez că s-a dat ordinul de începere la acest obiectiv pe data de 24, da, doamna Doru? Da? Pe 24 este ordinul de începere la școala Ștefan Lucian. Da? Am golit deja un corp, am depozitat toate într-o altă locație. Vreau un spor la treabă constructorului să cadreze în termene. Mai mult decât atât, vedeți că votăm și lucrări de care nu sunt eligibile din bani europeni și o să trebuiască să facem efortul să găsim banii pentru lucrările neeligibile. 838.000 de lei. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru?
Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a fost aprobat. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii imobilului clădire corp A minus S plus P plus 4M plus M și corp F minus D plus P plus 1E și a terenului aferent situat în strada Tudor Vladimirescu, numărul 151B, municipiul Moinești, județul Bacău, din domeniul privat al municipiului Moinești și administrarea Consiliului Local Moinești, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății, Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie, în vederea înființării unui sanatoriu balnear. Rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Moinești asupra suprafețelor de teren situate în strada Vasile Alexandrii, municipiul Moinești, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru scoaterea temporară din circuitul agricol a unor suprafețe de teren situate în extravilanul municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții? Întrebări? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei suprafețe de teren situată în extravilanul municipiului Moinești în favoarea SCOMV Petromesa în vederea realizării proiectului conducte de la PMAN-urile 500, 839 și 804 Moinești la Parc 807 Moinești. Rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru domnul consilier Pascan Cezare. Întrebări, discuții? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 73 din 17.04.2019 privind aprobarea obligațiilor care revin persoanelor fizice și juridice pentru respectarea ordinii publice și o bună gospodărire a municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale pe anul 2019 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind încetarea acordării ajutorului de urgență pentru domnul Ciobanu Todirel, persoană vârstnică cu handicap. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Întrebări, discuții? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinației de locuințe de serviciu a unui apartament din imobilul situat în strada Tudor Vladimirescu, bloc C2, municipiul Moinești.
Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării în anul 2019 a unui sprijin financiar unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia pentru Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 35 din 14.02.2019 privind aprobarea reorganizării Clubului Sportiv Municipal, Moinești. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Întrebări, discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 15. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Moinești, numărul 166, din 24.09.2018, privind aprobarea inventarului centralizat al imobilelor aparținând domeniului privat al municipiului Moinești, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului de evaluare în vederea vânzării unui imobil situat în municipiul Moinești, strada Tudor Vladimirescu, județul Bacău. Membrii comisiei aprobați în... Propuși, da. Domnul Purcaru Ionel, domnul Mirel Paloșanu și Zaharia Eugen. Raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu, supunem la vot cu colegii propuși. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Moinești numărul 68 din 12.03.2019 privind aprobarea asocierii dintre Unitatea Administrativ-Teritorială în municipiul Moinești și Asociația pentru Dezvoltarea Turismului MOMPESA, în vederea implementării proiectului Simpozionul Internațional și Expoziția Muzeală Tristan Țara și Cultura Dada, ediția 8-a. Rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Rog raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Rog raport Comisia Juridică. 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Punem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Trecem la ordinea de zi suplimentară, punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind declararea apartenenței la domeniul public al municipiului Moinești, județul Bacău, a bunurilor imobile de uși de interes public local. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației propuse de Fundația Terre de Homme, Elveția. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Trecem la diverse. Eu. Aveți cuvântul. Da, mulțumesc. Am să încep eu punctul diverse.
În primul rând să vă mulțumesc. Din nou, iată, toate punctele de pe ordine de zi au primit votul dumneavoastră în unanimitate, ceea ce înseamnă că sunteți de acord cu ceea ce inițiem noi, executivul, primarul, și sunteți de acord cu, totodată cu dezvoltarea municipiului nostru. Ce vreau să vă informez de câteva lucruri privitor la proiectele care au început să se vadă, mai bine zis, rodul muncii noastre din acest mandat. Știți cu toții că sfârșitul anului 2016, începutul anului 2017, a fost perioada când au apărut primele ghiduri, atât cu finanțări de la Uniunea Europeană, cât și cu finanțări guvernamentale, cele de la PNDL sau CNI. Nu am stat degeaba nici noi, dar nici dumneavoastră atunci când ați dat votul pentru a aproba aceste proiecte și iată, parte din ele au început, parte din ele s-a dat ordin de începere și altele urmează chiar de mâine, să fie, chiar mâine un eveniment la care vă invit și o să vă explic mai la final despre ce este vorba, de ce au început, sunt în perioadă de contractare sau de precontractare. Și aș face referire aici la cele care sunt deja începute, să știți și să informați pe cei care vă întreabă. Vis-a-vis de școala Alexandru Sever, se lucrează în continuare acolo, sunt ceva probleme, a fost o perioadă suspendată din cauza atât a temperaturilor, cât și a ordonanței de urgență 114, când au trebuit recalculate devizele pentru manoperă și pentru altceva, pentru manoperă, cred, până acum și pentru materiale. De asemenea, am început o grădiniță nouă pe strada Cenegri. Este într-un program al Ministerului Educației, s-a dat ordinul de începere, deja s-au făcut săpăturile, s-au executat săpăturile, de mâine începe turnarea betonului, a fundației și sper că să se respecte termenul și într-un an de zile să fie finalizată și să devină utilă pentru ceea ce ne-am propus. De asemenea, la ședința următoare voi veni cu o propunere de atribuire a unor fonduri pentru realizarea proiectului la utilități și amenajarea terenului din jurul acestei grădinițe. Ne revine nouă, dar este un program a Ministerului Educației. După ce vom executa lucrarea, probabil vor fi decontate și acele lucrări. Vă spuneam că la școala Ștefan Lucian, ca să termin cu învățământul, s-a dat ordinul de începere. Luni se predă amplasamentul pentru începerea lucrărilor. Valoarea proiectului este, ați văzut, 8.600.000, aproape 2 milioane de euro. Sper că și acolo constructorul să se încadreze în termen și să dăm în folosință la timp această școală. Tot de luni este dat ordinul de începere la strada Alexandru Ioan Cuza. Multe drumuri, multe intervenții. Iată că am reușit semnarea contractului, am reușit predarea amplasamentului. Sper ca de luni să vină constructorul să înceapă asfaltarea acestei străzi. Din urmă vine strada 1 Mai, este depusă tot la Compania Națională de Investiții. Ieri am primit clarificările de la constructor, au fost depuse ieri la CNI, eram în București, mi le-a trimis colega mea pe mail, le-am depus personal, sper că în cel mai scurt timp să intre și strada 1 Mai la finanțare pentru proiectul tehnic și execuția lucrărilor pe această stradă. Tot pe strada 1 Mai s-a adjudecat licitația săptămâna trecută pentru executarea lucrărilor la podul din zona Niță. Valoarea podului este undeva la 1.200.000 și ceva de mii de lei. Sper să dăm ordin de începere săptămâna viitoare să se apuce și de acel pod. De asemenea, sau la zonul dumneavoastră vreau să informați pe cei care sunt interesați de blocurile ANL de la Lucăcești. S-a lucrat destul de bine până la un moment dat. Suma pentru finalizarea acestor blocuri este în bugetul ANL-ului, Agenției Naționale de Locuințe. Problema este a constructorului acum. S-ar părea că nu are muncitori. Am vorbit și ieri cu domnul director general, face demersuri pentru a relua activitatea acolo, deja este peste o lună de când nu se lucrează. Sper să găsească soluții, să continuăm și să terminăm la timp lucrările la acel bloc. Știți cu toții că am aprobat și noi un proiect tehnic pentru amenajarea
terenului din jurul blocului, a utilităților, a parcării. Nu putem da curs încă acelui proiect pentru că nu sunt finalizate lucrările de construcție, construcție și montaj la acel bloc. Vă spuneam la început și de alocarea acelei sume, sponsorizarea de la Petrom. A venit astăzi, s-a confirmat plata. O să începem lucrările acolo pentru realizarea unui picnic, pentru un loc pentru activități de picnic. De asemenea, se vor mai realiza, sper în curând, două parcări, cea din spatele trezoreriei și cea din fața școlii 2, cred. Vă spuneam că încep să se vadă rodul muncii noastre, a noastră executivului, cât și a dumneavoastră a Consiliului Local. Dar pentru că în presa locală a apărut un articol zilele trecute, prin care președintele Consiliului Județean arată că accesăm fonduri europene, îi mulțumesc pentru acest lucru că a făcut public în presă, dar în același timp menționează că am folosit pentru accesarea acestor fonduri numărul populației de la statistică. E o realitate. Municipiul Moinești, conform recensământului din 2011, are o populație de 21.800 de locuitori, nu de 24, cum a scris dumnealui acolo, iar accesarea acestor fonduri se face de către localitățile urbane, parte din ele, nu toate, care au peste 20.000 de locuitori, conform datelor statistice și nu conform datelor declarate la colectarea deșeurilor. Îl informez pe domnul președinte pe această cale și pe domnul senator Smarandache, care și dumnealui a întreținut și a dat un articol, o declarație de presă, că da, am declarat un număr de locuitori, așa cum spune legea serviciilor publice, achită doar cel căruia îi se prestează serviciu. Suntem 21.800 de locuitori în municipiul Moinești, în statistici, dar în realitate, fizic, nu sunt acești locuitori în municipiul Moinești și am plătit deșeurile doar pentru cei care li s-a prestat acest serviciu. Știți cu toții, ați aprobat lucrul ăsta și nu putem plăti pentru cei care sunt plecați. Și cred că nu e un lucru rău că am reușit să accesăm fonduri europene pe un număr de locuitori care corespunde cu realitatea din statistici. Așadar, le mulțumesc pentru campanie, dar să se informeze atunci când dau declarații de presă care nu sunt reale, privitor la cei pentru care am plătit deșeurile. Da, cam astea au fost să vă transmit. Vreau să urăm unui consilier la mulți ani ziua lui astăzi, domnului consilier Paloșanu, în numele meu personal, cât și a colegilor din primărie. Da. În încheiere vreau să vă invit pentru mâine. Mâine este etapa de la Moinești a Raliului Moldovei. Undeva în seara, în această seară, după ora 21, vor apărea echipajele și va fi închisă strada Tudor Vladimirescu. De mâine, începând cu ora 9, se va da startul primei etape. Zic eu că cea mai importantă cursă este cea de la ora 15, de pe deal de la Văsiești. Acolo sunt carele de televiziunile. Acolo vom fi și noi. Vă invit pe toți să fim prezenți acolo. De asemenea, că ați primit fiecare câte o invitație, atât dumneavoastră, cât cei care reprezintă instituțiile publice aici, cât și colegii mei, pentru mâine la ora 13 vă invit personal să fim împreună la semnarea contractului în valoare de 14,5 milioane de euro inițial, acum trece de 15 milioane de euro, pentru cele două proiecte. Coridorul din zona urbană, care cuprinde acele piste de biciclete, refacerea carosabilului, atât pe strada Tudor Vladimirescu, cât și pe Zornilor Vasile Alexandrii, trotoare, incintele de blocuri, cât și al doilea proiect care cuprinde pista de biciclete de pe strada Capitan Zăgănescu, George Coșbuc, Mihai Eminescu, canalizare pluvială, trotoare și acolo piste de biciclete și acele standuri pentru biciclete electrice și mecanice. Cred că este cel mai mare proiect pe care îl accesează primăria municipiului Moinești în ultimii ani. Valoarea lui, vă spuneam, 15 milioane de euro, va schimba fața orașului, va mulțumi, cred eu, mare parte, aș fi mulțumit eu să fie toată lumea în asentimentul meu, pentru că se va schimba fața orașului prin implementarea acestui proiect. Vom reuși ca, în sfârșit, între blocuri să avem zone pavate, zone cu bănci, zone cu coșuri de gunoi, borduri și iluminat ornamental. E mult până se va finaliza acest proiect, are termen de finalizare 2023. Mâine, la ora 1, domnul director Asandi va fi prezent la Moinești. Ar fi onorant pentru noi toți să fim prezenți, pentru că dumneavoastră sunteți cei care ați aprobat, noi cei care am lucrat un an de zile la acest proiect, pentru că vor fi televiziuni,
vor fi și alți invitați și e bine să promovăm municipiul Măinești, mai ales când se fac lucruri bune. Mulțumesc! Am și o propunere pompieristică, datorită felul cum începe cursa. Sunt niște gropi tare adânci acolo, la barieră. Și e problema că dacă o iei în dreapta, dai în bara de protecție, dacă o iei în stânga, dai în celălalt care... Poate să înfundă până începe... Până începe cursa. Sunt da. Patru grupi foarte adânci acolo. Și mă gândesc la cei care vin din... Poate vin din alte părți. Personal m-am ocupat împreună cu domnul ministru Viorel Ilie ca această suprafață de 9,6 km, care nu era cuprinsă inițial în lucrările de reparații dintre Bacău și Comănești, să spun așa, ci doar până la intrarea în municipiul Măinești, să fie introdusă și această suprafață. Am făcut un memoriu în care am trimis fotografii cu tot ceea ce se întâmplă pe acest drum, toate neregulile care sunt acum, să fie introdus acest proiect și am lăsat așa, vedeți că prin oraș am cumpărat asfalt rece, întrucât am avut în SICAF o ofertă pentru a veni cineva, o firmă, să facă reparații, covoare asfaltice și plombarea găurilor care sunt. Am lăsat așa pentru că sper să vină delegația de la Ministerul Transporturilor să vadă în ce hal este acest drum, să fie introdus, că este proprietatea Ministerului Transporturilor, dar în administrarea noastră se află. Așadar, cred că au înțeles acest lucru și vor veni cât de curând, când va începe strada de la Bacău spre Măinești, să meargă până la Comănești, să încheie această lucrare, ca și noi, că și noi facem parte în acest județ. Dar vreau să pun niște piatră mâine, înainte de a trece ăștia, că doar nu mai are lucru nu s-a făcut. Da, o să... Păi, tocmai asta e falnic, ca să o să pălească. Pentru mâine, pentru mâine. Pentru mâine, îți propune. Mai da. Dorește cineva... Nu uitați, mâine la ora 13, da? Mai dorește... La centru Lira. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Un pic, domnul consilier. Nu, văd. Ah. Domnul Miciar, aș vrea să spun și eu câteva cuvinte. Ceea ce să enumerați dumneavoastră, domnule primar, astăzi, proiectele care sunt în lucru și care vor veni, noi le-am mai auzit încă o dată în ședința din mai, în raportul prezentat de dumneavoastră. Regretabil este că cam luna aceasta persoane, nu din rândul consilierilor, persoane locuitoare ai municipiului Moinești, spun totuși că nimic nu s-a făcut în municipiul Moinești. Nimic, nimic absolut. Și începem, deci noi suntem cei 19 consilieri. Aparatul de lucru al primarului, toți salariații primăriei care știți exact proiectele care sunt în lucru, care vor veni să le popularizați. Asta ați uitat aici să spuneți de extinderea compartimentului de urgență de la Spitalul Municipal Moinești. Deci vedeți, acum eu știu, sunt locuitori de pe Avrameancu, de pe Martir Crișan, care nu interesează că noi reabilităm sau se reabilitează școala Ștefan Lucian, școala Alexandru Sever sau s-a făcut clubul Lira sau parcul Moinești, ci pe ei interesează acolo în bătătura lor să se facă ceva. Va veni și vedeți strada Alexandru Sever începe. De aia rugămintea mea, haideți să spunem exact ce s-a făcut și ce nu s-a făcut. Nu trebuie să fim... ipocriți acum să spune că vom face buricul pământului în Moineștiul respectiv. Dacă nu sunt bani, nu vom face. Dar cu bani puțin putem realiza ceva. Da? Mulțumesc mult! Mai dorește cineva? Declară închisă ședința.